Salut! Sunt Robert și vreau în podcastul ăsta să vă povestesc despre Imperiul Leilor. A fost emisiunea de aseară, de miercuri, episodul 3 din sezonul 3, cu rezonanță așa, 3 cu 3, merge. Și a fost o emisiune maraton, dacă mă întrebați pe mine, pentru că au fost 7, a durat extrem de mult, cred că vreo 2 ore și ceva, dacă nu mă înșel. Are mai puțin importanță, au fost 7 afaceri. Cred că ăștia de la ProTV vor să o termine mai repede, că au auzit că invadează Rusia Ucraina și nu o să mai facă altceva decât să stea să comenteze alea. Cred că ăsta e motivul pentru care au băgat atât de multe. Deci în primul episod au fost 5, în al doilea 6, acum 7, dacă la alte 8 se duce la 3 ore. Mult al dracu. Dacă mă întrebați pe mine. Bun, hai să vedem ce a fost. O familie cu păstrăvărie. Primul se chema Bunătățile lui Lunina sau ceva de genul se chema afacerea. Au vrut 1.000.000 de euro pentru 49% din afacere. Ei o dezvoltaseră foarte frumos afacerea asta, cel puțin din punctul meu de vedere. Adică au făcut păstrăvărie, după care și-au făcut propria linie de producție, au făcut și un restaurant. Cam toți din zona asta, cel puțin ce am văzut eu, am mai fost și eu pe la păstrăvării și am văzut că toți au restaurant și pensiune, mai puțin producție. Ei s-au dus și în zona asta de producție și aveau niște produse pe care le făceau local și au și un magazin prin care vând, adică în Cluj. Adică s-au dus cumva către piață pe foarte multe canale și au făcut foarte bine din punctul meu de vedere chestia asta. Și atâta timp cât produsele alea sunt bune și se pare că sunt bune, lucrurile stau foarte ok. Adică eu cred că le iese și le va ieși în continuare. Ei au cerut 1.000.000 de euro pentru 49% din afacere. Vreau să termine pensiunea și să mai fac o linie de producție. Din punctul meu de vedere, cam în zona aia ar trebui să se ducă, dacă mă întrebați pe mine. Partea delicată e că în zona asta de agro, să zicem, nu prea avea niciunul din lei experiență. Asta a fost motivul pentru care Dragoș... Deci ei au zis chestia asta, oamenii s-au retras cam toți pentru că n-aveau experiențe. Șucu și cu Varga a zis că dacă se bagă Dragoș, se bagă și ei. Pentru că Dragoș era cam singurul care venea din zona asta Horeca, dar asta e mai mult decât Horeca. Da? Ideea e că Dragoș a vrut să se bage și a vrut să o ducă în zona asta de Horeca, de ospitalitate, de Horeca la care se pricepe el. Adică cumva să le deturneze lor planurile de a face o nouă linie de producție și a băga în linia de producție, plan care din punctul meu de vedere e foarte bun, dar pe care niciunul din ei nu avea control și atunci i-au încercat să o ducă în zona asta a lor de control. N-au acceptat oferta. Au făcut o altă ofertă, 49%, 1.000.000 de euro. Ăsta, Dragoș, dacă nu mă înșel, vrea și mai mult. Vrea 1.000.000 de euro pentru 75% inițial, după care și să și returneze 500.000 de euro, adică cumva n-avea încredere foarte mare. Bun, aici a văzut și că nu aveau alte opțiuni și că... Dar, din punctul meu de vedere, puteau să meargă singuri fără niciun fel de problemă, pentru că oamenii s-au dezvoltat foarte frumos singuri. Adică opțiunea exista, dacă mă întrebați pe mine. Adică Dragoș a pulsat cumva nejustificat din punctul meu de vedere. Dar până la urmă așa e în business. Și e ok că a făcut treaba asta, pentru că el și-a urmărit interesul propriu și asta se întâmplă în business de obicei. Bun, deci vrea să-i returneze 500.000 prioritar, după care oamenii au venit și după ce returnau ăștia 500.000, scădeau la 49%. După care au venit oamenii și au zis 500.000 cu 500.000, 500.000 se duc în pensiune, în producție și 500.000 se duc în asta și cu 49%. Și au acceptat chestia asta. Deci au mers trei, Varga cu Dragoș și cu Dan Șucu, fiecare cu toți trei 1.000.000. Am pus aici 333.000 de euro fiecare ca să pot să adun sumele pe care le-am investit. Cum a zis de episodul trecut, aici trebuie să-mi fac eu să-mi dau două palme în oglindă, că nu am făcut chestia aia cu episodul 1. Am avut timp, dar o să o fac. Că vreau să țin scorul la cât a investit fiecare. Da?
Am episodul 2 și episodul 3, ca să-l vedeți. Deci super mișto afacerea, super ok, adică se va dezvolta în continuare din punctul meu de vedere, pentru că lumea începe să mănânce din ce în ce mai mult pește. Consumul de pește și consumul de carne, de vită, crește foarte mult în zonele de, în perioadele de boom economic. În perioadele de recesiune scade mult consumul de pește și de carne de vită și oamenii se axează foarte mult pe pui și pe porc. Dacă nu știați asta, vă spun eu acum. Sunt niște studii care s-au făcut. Deci urmează o perioadă de boom, probabil că va fi foarte, foarte cerută carnea de pește și mai ales aia de păstrăv. E de crescătorie, nu e natural, sunt niște chestii pe acolo. La un moment dat și eu credeam că astea de crescătorie sunt ok și mi-a zis cineva la un moment dat, bă, dacă te duci la o păstrăvărie de asta, uite-te să vezi dacă în bazinele alea crește iarbă. Și dacă nu crește iarbă, ar trebui să întreb de ce nu crește iarbă în bazinele alea. Dar asta e o altă discuție, cu tot o altă discuție, nu are treabă cu business-ul ăsta. Da? Bun, a doua afacere a fost un tip care a făcut o aplicație Pay by Face, adică să plătești cu fața ta la magazine, la bancomat, la tot felul de retailer și la unde vrei să faci cumpărături, să plătești cu fața. Din ce știu eu, tehnologia asta acum nu este foarte reliable. În sensul că recunoașterea facială funcționează, numai că poate fi păcălită. Cam asta e ceea ce știu eu la momentul respectiv. Adică n-a ajuns la momentul ăsta, adică n-a ajuns atât de dezvoltată încât să nu poată fi păcălită și să poată să fie reliable. Adică să știe aplicația că tu ești ăla care ai plătit. Da? Și eu personal am o problemă de încredere. Eu am probleme de încredere cu mai multe business-uri. Adică sunt mai multe chestii de-astea, pentru că nu știu dacă ați văzut, dar tehnologia la momentul ăsta, adică toate chestiile astea tehnologice îți dau senzația de încredere. Nu înseamnă că trebuie să o și ai. Da? Pentru că așa a fost creat, așa se întâmplă. Sistemul bancar este un sistem care îți dă doar senzația de încredere. Lucrurile nu se întâmplă chiar așa cum ar crede foarte mulți că se întâmplă. Și dacă intri în detalii și te-a pus să sapi foarte tare, o să vezi și o să constați că există doar senzația de încredere. Pentru că, de fapt, ea în realitate nu există 100%. Dar ei încearcă să-ți impună chestia asta cu 100%. De asta eu am o problemă cu chestia asta, cu pay by face, cu amprente, cu tot felul de chestii, pentru că tehnologia nu e atât de reliable încât să recunoască și să nu poată fi păcălită. Au fost făcute și niște emisiuni la un moment dat, cred că pe Discovery au făcut aia de la... Erau trei tipi care demontau mituri. Mythbusters se chemau, dacă nu mă înșel. Și au făcut niște chestii de astea cu recunoașterea facială și cu amprentare. Și au reușit să păcălească sistemele. Dar e un picuț mai greu, adică e ceva de muncă, dar basic se pot păcăli, adică nu e atât de safe, cum se crede. Asta e una din chestiile pe care o văd eu aici. Numai că oamenii nu se gândesc la treaba asta și oamenii, în momentul în care o văd, e ușor, e confortabil, e comod și probabil că o să o accepte. Atâta timp cât și li se returnează banii dacă se întâmplă ceva. Dar în momentul în care, care se va întâmpla ceva și banii nu se vor mai returna, pentru că există și posibilitatea asta, oamenii vor deveni foarte neîncrezători și nu vor mai folosi sistemul. Din punctul meu de vedere, sistemul ăsta mai are o problemă majoră, aceea de acceptare în piață și de implementare în piață, pentru că nu prea sunt alții care să fi făcut asta și dacă ești primul, trebuie să educi piața, e foarte complicat și ți-a un timp foarte lung. Dacă e pe banii altora, e ok. Dacă e pe ai tăi și nu-i ai și te chivernisești cu ei, e mai complicat. Dar omul ăsta exact asta vrea să facă, să facă pe banii altora. I-a dat, Cristina zicea că s-a băgat, i-a dat 230.000 de euro cât a cerut el. Varga a vrut și el să-i dea 10%, dar vrea să fie unic. Dobrincu s-a retras, Șucu a zis că-i dă 1 milion dacă dovedește și dacă reușește să arate că se poate implementa o astfel de tehnologie și că o acceptă piața. Cam aici e problema principală din ce o văd eu, de asta s-a retras și Dobrincu și Șucu. Sunt niște probleme aici, dar o să vedem.
E o idee foarte bună, atâta timp cât oamenii cumpără foarte multe chestii din confort și adoptă foarte multe chestii din confort. Adică pentru noi oamenii confortul primează. Chiar dacă recunoaștem, chiar dacă nu recunoaștem asta și o facem inconștient, confortul primează. Și asta are avantajul de a aduce confort. Da? A treia afacere a fost o tipă, Mica Cera. Cera se numea. Afacerea se numea Mica Cera, tipa se numea altfel am mutat și numele, dar nu vi le dau aici pentru că nu are sens. Sunt niște porțelane lucrate manual, unele din ele, din produsele alea și unicate, foarte multe din ele, aveau și decorațiuni de aur coloidal, care e destul de scump. Adică și produsele erau destul de scumpe. De exemplu, o cană se ducă undeva la 75 de ron, din ce am înțeles acolo. Era destul de scump, adică poate o iei odată să o faci cadou cuiva, dar te mai gândești să mai dai a doua oară 75 de lei un pocan. Adică e scump, scump. Au remarcat și lei chestia asta, era greu să nu remarci chestia asta. Da? Un business care ține foarte mult de chestia asta de a promova și de a aduce produse unice. Adică asta este atu din punctul meu de vedere. Adică faci ceva și ai ceva unde nu găsești în altă parte și nu găsești chestia aia în altă parte. Produsele de calitate, că trebuie să fie asociată calitatea cu chestia asta pentru că altfel nu funcționează și altfel nu merge. Dar e foarte greu scalabilă chestia asta pentru că depinzi de producția aia, adică de ceea ce poți să faci tu manual și de ce poți să facă oamenii aia. Și e foarte greu să te bați la preț cu unul de ăsta mare. Au spus și lei chestia asta. Și chiar și ei mari pot face produse unicat, pentru că le pot uniciza prin diverse chestii. Adică una are frunză de tei, una are tot felul de chestii pusă pe ea. Adică pot să facă niște chestii de genul ăsta prin niște linii de produse. Nu neapărat produsele de tracțiune și produsele de masă. Dar își pot deschide niște linii de produse prin cu care să facă produsele astea de serie mică și unică, să zicem. Și sunt convins că prețurile sunt mai mici, dar asta este dependentă foarte mult de antreprenori și de conexiunile pe care și le face ea și de imaginea pe care și-o face. Am mai văzut astfel de business-uri la Imperiul Leilor și v-am spus de ele atunci când le-am văzut. S-au bătut lei pe ea, a ales-o pe Cristina Bâtlan, care a investit 70.000 de euro. Inițial ea a cerut 60.000 de euro pentru 20%, după care ăștia au început să se bată pe ea și au ajuns la 70.000 de euro Cristina Bâtlan, neavând cea mai bună ofertă, dar având desfacerea Cristina, deci având drumul către client. Deja bătătorit și deja făcut și deja o gamă de clienți care vin și apreciază niște produse acolo. Da, era cam singura care se putea duce în zona asta și care putea să facă ceva. Mai era Dobrincu care putea să facă pe online, dar nu cu foarte mult aport. Adică nu cu foarte mult aport. Drago s-a retras pentru că el a zis că lumea nu mai consumă porțelanuri. Eu cred că nu-i chiar așa. E un produs care va rămâne a fi consumat de către niște oameni tot timpul, cred eu. Adică chiar dacă vor lua blocul porțelanului va fi luat de altele și va lua o mare parte din piață, va rămâne o nișă acolo care va consuma chestia asta. Da? Au fost tot felul de oferte, nu insist pe ele că nu asta e important, au investit Cristina Bâtlan 470.000. Bun. După care a venit o tipă cu accesorii de modă, adică cu haine și haine accesorizate, o tipă din Sibiu. Vrea 200.000 de euro pentru 30.000, 30% din afacere. Ea făcea niște bijuterii și niște chestii foarte mișto, adică arătau bine. Nu mă pricep eu la chestia asta, când sunt bărbat. Nu. În principiu, noi bărbații ne pricepem mai puțin. Unii dintre noi, nu toți, adică marea majoritate, cred eu. Noi știm trei culori. Eu știu roșu, galben și albastru, că e la România, poate că altele nu mai știu. Și mi-e foarte greu să fac diferență între culori, între blu și blu marin deschis și blu marin închis și draci. Astea simple, dar nu știu ce exemple să vă dau, că nu stau. Eu am avut probleme pe genul, pe treaba asta, pentru că în momentul în care am făcut site-uri și m-am apucat prima oară când m-am apucat eu de programarea asta, m-am apucat de site-uri și m-am avut probleme că veneau și îmi spuneau, bă, dar știi că culoarea aia trebuie și aia, bă, dă-mi cod, frate, nu mai îmi da mie culori, că nu știu care sale, adică e complicat al dracu să fac asta.
Deci nu mă pricep. Ideea este că e foarte greu de replicat o astfel de afacere, de asta s-au și retras toți, de replicat în sensul, de, nu de replicat, de scalat. Pentru că depinde de un singur om. Este o afacere care este ca și cealaltă dinainte, dar aia alaltă era mai ușor de scalat, pentru că nu erau chestii făcute manual. I-a zis la un moment dat, asta cu hainele, la tipa cu hainele, i-a zis la un moment dat Cristina cât ia să facă o bijuterie de aia și i-a zis că ia undeva la 5 ore să facă. Complicat al dracu și o bijuterie de aia era 250 de lei, deci dacă deci faci două bijuterii de alea, o bijuterie jumate pe zi înseamnă 400 de lei. Por 20 de zile înseamnă 8.000 de lei, adică munca e și dacă pui că mai ai de plătit spațiu, lumină, gaz, din ăștia 8.000 pe care îi câștigi, taxe la stat și toate alea, probabil că rămâi cu 3.000 de lei, care e ok, 3.000-4.000 care sunt ok, nu e o problemă, dar e greu să ajungi la să faci mai mult de atât, pentru că ești un singur om și nu poți. Da. E o afacere bună pentru atât, pentru zonă, pentru ca să rămâi în zona asta de supraviețuire și să trăiești ok, adică, dar e greu de scalat, ori ei caut afaceri care să se scaleze ușor și care să aibă impact. Da? A patra a fost aplicația de vinuri. Deci făcuseră niște băieți o aplicație cu care scana eticheta și scana impropriu, că nu prea le mergea, adică lumina aia de acolo nu prea funcționa foarte bine, au tot încercat și nu funcționa. Probabil că, bine, acum toate chestiile astea se pot îmbunătăți și se pot face și se pot atâta timp cât te ocupi de ele și cât ai interesul să faci chestia asta. Da? Eu n-am văzut care era atuul lor, adică În toate businessurile astea trebuie să ai ceva care e al tău din punctul meu de vedere și pe care e foarte greu replicabil, pentru că în momentul în care e foarte ușor replicabil, copii, adică poate să ți-l copieze cineva foarte rapid și foarte ușor și cu costuri mici, deja îți pierzi avantajul, da? Și aici era foarte, ei aveau o chestie care era a lor, erau poveștile alea, dar aia iarăși se poate replica, pentru că a găsit pe cineva care scrie niște texte foarte bune. Uite, mă uitam la ăștia la stand-up, de exemplu. Ăștia la stand-up sunt foarte puțini care scriu ei textele. Ei sunt doar niște recitatori, au pe unii care le scriu textele, îi plătesc pe aia și vin și fac spectacol din textele altora, nu din ale lor. Da? Așa e și aici. Ai găsit pe cineva care e un bun povestitor și care scrie povești foarte frumoase, ai făcut povestea și gata, îl plătești pe ăla și gata. Deci nu ai nimic cu care să te diferențiezi tu, adică să zici, ei ziceau că bă, poți să pui acolo în cloud, că ok, și toată lumea poate să facă asta, așa cloud la Amazon sau la Google sau la aia și pune în cloud-ul ăla cât vrea. La un preț, nu e nicio problemă. Plus că abonamentul ăla pe care îl făceau ei la 20 de dolari pe lună pe etichetă, mamă, e enorm din punctul meu de vedere, adică de ce aș plăti eu care am, să zicem, am 100 de, ai nu 100, am 10, că ziceau la un moment dat de 10... că adună niște crame și fiecare cram are în medie 10 etichete și spune păi de ce aș da 200 de euro pe lună pe chestia asta? Adică la un moment dat, pe an, toată chestia asta mă costă 10 etichete ori 20 de euro, mă costă 200 de euro, pe an înseamnă 2500 de euro. Păi cu 2500 de euro, hai nu cu 2000, dar cu 5000 cred că fac aplicația și îmi fac eu aplicație. Ok, nu e chiar așa, dar mi-a zis, bă, ok, dau 2500 pe an, pentru ce? Ca să vină lumea și să vadă că e ok eticheta. Ok. Nu știu, poate nu mă pricep, dar n-aș face. Adică, plus că aplicația nu funcționa foarte bine, a fost o treabă. Da, Șucu le zicea că vor să introducă, că ei au ideea, au făcut aplicația și vor să o introducă în piață cu banii investitorului și că el, de fapt, nu pierde nimic. Cam așa era, dacă așa o văd și eu. Dar până la urmă ei au venit să încerce. Despre asta e vorba și aveau un concurent foarte mare care făcea chestia asta foarte bine și care de acolo probabil că s-au și inspirat ei, pentru că foarte mulți antreprenori care fac afaceri se uită prin Statele Unite și vede, bă, ce merge acolo? Hai să o aduc și eu și să o portez în România și să fac chestia asta. Da? O mai adaptăm un pic, o facem și facem chestia asta. Cam așa se întâmplă. Dar n-a investit nimeni. Ca și la tipa dinainte, n-a investit nimeni. Bun. Următoarea aplicație a fost Grinarium.ro, vase de sticlă pentru decorațiuni, făceau terarii. Adică terariile sunt niște, au mai fost unii,
acum sezonul, cred că au fost, că au dat în sezonul ăsta exact terarii. Că spunea cineva aici pe YouTube, la comentariile celelalte, zicea că nu sunt reale și că în România nu sunt ca în afară, că nu dau chestii să vadă cum au evoluat afacerile după aia. Uite că au dat. Asta îi spuneam și eu, că vor trebui să facă treaba asta și în România ăștia la ProTV, pentru că dacă nu fac treaba asta, sunt foarte mulți care își pun întrebarea asta. Zice, bă, ok, te duci acolo, iei bani, ți arată că iei bani, dar tu de fapt nu știi dacă a luat bani și dacă afacerea a evoluat, n-a evoluat, n-a făcut nimic. Da? Vor trebui să facă treaba asta. Poate că nu o fac la nivelul cum o fac ea prin străinătate, dar la un moment dat probabil că vor ajunge acolo, pentru că altfel nu mai are lumea încredere și nu o să mai vină. Și nu o să mai găsească oameni cum fac la România, au talent acum, găsesc cu oameni cu greu de tot. Bun, deci, ei vindeau online, adică cumva îți dădeau kit-ul, tu cumpărai kit-ul de acolo și ți-l făceai tu acasă. Era un fel de do-it-yourself, așa. Asta funcționează și e ok, dar numai la anumite persoane, că sunt unii care au două mâini stângi și lucrează și cu sticlă, e un pic mai periculos, dacă mă întreb pe mine, la ăștia care au două mâini stângi, pentru că am văzut pe unii care, când lucram și am întâlnit o grămadă de oameni care habar n-au, adică când pun mâna pe ceva să sparge instant. Dar e bună ideea, e ok ideea, îți dă senzația asta de joacă și te aduce cumva într-o zonă de asta de happy, de joacă, de mindfulness, să zic așa, și te relaxează. Eu o văd iarăși, cum mi-a zis Dobrincu, ei se duceau către zona B2B, eu o vedeam către B2C, adică dusă direct la clientul final care să facă treaba asta, ei o vedeau cumva către zona de workshop, adică în care să facă un workshop la companii, să aducă și să facă terarii de alea angajații și să se relaxeze după o săptămână grea, o zi grea, cum vreți voi. Da? Există și piața asta din punctul meu de vedere, adică e ok că s-au dus pe piața asta, dar e mai ok la, pentru B2C, adică eu aș vedea-o mai degrabă pentru B2C, adică unul care să vină și să-și facă acasă o chestie de asta unicat, pe care să o aibă doar el, făcută acasă, făcută de mâna lui. Plăcerea e alta când vezi că e făcută de mâna ta și că ți-a ieșit ție. Deci e o plăcere deosebită, dacă mă întrebați pe mine, și e bine să o simți din când în când. Ok, a investit Danșu cu 50.000 de euro, le-a dat ok, 50.000 pentru 49%, cu oferta să vin la el în magazin. Adică Șucu zicea că are de-astea în magazine, dar mare majoritatea chestiilor ăstora le cumpără de la alții și că nu are producție. Ori el vrea să integreze și producția în zona, în ce face el, cât mai mult, și atunci oamenii ăștia sunt foarte ok pentru că fac exact zona asta de producție pe care el nu are. Și ăsta este și motivul pentru care probabil că a investit. Toate chestiile astea de fan, de aduce o stare bună oamenilor și de a face, sunt niște afaceri de viitor, care oricât ar evolua tehnologia și în orice direcție se aduce, ceea ce faci tu cu mâna ta îți provoacă o plăcere deosebită și din punctul meu de vedere are viitor, pentru că oamenii vor vrea tot timpul să facă asta. Uitați-vă la oameni care se retrag și se apucă de grădinării. N-au făcut niciodată treaba asta în viața lor și se apucă de grădinării și au o plăcere imensă când văd trandafirea înflorit și roșiile și tot ce crește din mâna lor. Da? Adică chestia asta va rămâne în continuare la oameni, orice, și la orice fel de oameni. Da? Adică din toate categoriile. De asta cred eu că afacerile astea sunt destul de bune și destul de future-proof, așa să le zic. Și nu se schimbă, adică la terariul ăla probabil că o să se schimbe materialul din care îl faci, dar tehnica de făcut, basic, el rămâne la fel, adică ca atunci când l-ai făcut prima oară și ca idee de business rămâne la fel și de monetizare. Ultimul a fost un tip care făcea un puști de 18 ani, care făcea haine pentru tineri. Nu sunt pe placul meu, dar eu nu sunt cu hainele și nu mă pasionează foarte tare chestia asta. A investit Cristina Bădlan 100.000, cât cerea el. Nu, el cerea 80.000 pentru 20%, parcă. Și Cristina cred că i-a dat 100.000 pentru 51% și a zis să reducă la 30% după 3 ani, în condițiile care își recuperează din investiție. E bună
chestia asta pentru că are desfacere, are drumul către client și poate să-i bage în magazinele ei. Probabil că va atrage și o nouă categorie de cumpărători, Cristina, prin asta, nu știu ce, care e gama de cumpărători și ce cumpărători are acolo, dar mă gândesc că are o gamă destul de variată ca și vârste. Și probabil că astea vin complementare la ceea ce au ei acolo și probabil că vor atrage și o categorie de tineri, mă gândesc, care nu știu dacă o au acum. Habar n-am. Probabil că da. Probabil că au categorii și pentru vârsta asta și probabil că o să consolideze destul de mult brandul în rândul tinerilor. Din punctul meu de vedere a fost o ediție lungă. Foarte lungă, dacă mă întrebați pe mine, eu le-aș prefera ceva mai scurte. Bun, până acum, hai să fac un pivot aici și să-i dau o sumăreală la pivotul ăsta. Cristina Bătlan, 2 și 3, că pe unul nu l-am făcut, v-am spus, o să-l fac. A investit 780.000 de euro până acum, Danșu cu 633.333, pentru că milionul pe care l-au investit toți trei acum în prima afacere din asta l-au împărțit la 3 și am pus 333.000. Probabil că împărțeala lor acolo când vor face actele și când va fi alta. Probabil, mă gândesc, nu o să fie. Dragoș Petrescu a investit 333.000, adică a fost singura care a investit-o acum în astea două episoade, băieții ăștia cu pescăria. Da? Și Vanga care are 363.000. Deci pe primul loc e Cristina, pe locul 2 Șucu, pe locul 3 Vanga și pe locul 4 Dan Șucu. Ăsta micu n-a investit nimic până acum. Ăsta micu a investit, i-a promis puștoaica din sezonul trecut că îi dă 75.000 de euro pentru una la Harvard, dar n-a investit nimic până acum. Așa îmi dă mie calcule din Excel-ul pe care îl țin eu, dar am notat bine. V-am spus, o să update și sezonul 1, sper până data viitoare să am timp, dar acum cu rușii și cu Ucraina o mai vedea ce se va mai întâmpla. Bun, cam atât. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!